Scumpirea gazului natural va duce inevitabil la creșterea prețurilor pentru mărfurile și alimentele produse în țară. O confirmă și producătorii de zahăr, care anunță că odată cu majorarea tarifelor pentru consumul de gaze, vor fi nevoiți să crească prețurile. Fabricile de zahăr din țară sunt acum în plin proces de lucru. Întreprinderile folosesc în procesul de producere gaz natural. Administratorii unor fabrici de zahăr din țara noastră declară că tariful la hidrocarbura utilizată este o componentă importantă în prețul producției finite. Влияние топлива на себестоимость продукции где-то 31-36%. Сейчас увеличивают, на сколько процентов увеличивается стоимость, настолько увеличивается себестоимость. Соответствует человеку и повышается цена. Как же, никто не будет работать в убыток себе. В убыток тогда надо остановить производство. Producătorii de zahăr declară că prețul mai mare pentru producția finită va fi aplicat în dată după anunțarea noului tarif la gazele naturale. На второй день, как повышается цена, соответственно, она будет сказываться. Сахар сейчас делается. Идет процесс производства где-то до января месяца. Totodată, producătorii rămân optimiști că zahărul moldovenesc va rămâne competitiv pe piață. Victor Hropotinski declară că Republica Moldova nu poate face concurență Rusiei și Belarusului, care consumă gaz ieftin. În alte state, însă, resursele energetice la fel s-au scumpit, ceea ce va influența și prețul de vânzare pe piața zahărului.